S-a terminat bateria la telefon. S-a terminat bateria la telefon și noi nu avem GPS. Aici n-ai încărcat? Ce facem, Ion? Ne pornim cu ochii închiși. Eu știu că trebuie de mers prin nord. Ghet, mama? Da. Trebuie să o faci prin Lupa Râșa. Aho! Căruci, drumul să duci la Lupa Râșa. Da, drumul nostru central, da. Păi și să o faci așa. Pe lângă Iazul și ăla? Da, pe lângă Iazul. Dar bine faci că e încoași la Murești, la băieți, ala ce-a parcut părietă. Vine cu aia. Uite, noi mergem prin... Oalea, vine cu seam, băieți, noi mergem prin... Chiochi Dora. Chiochi Dora. Chiochi Dora, uite-ncoași. Eu merg până nu părăiește. De acolo de mă să întreb de oameni. Da, pe drumul este, Ana, și o faci lângă pădure. Lângă pădure și o iei în... A, este drum prin pădure tău, da? Dar numai nu într-o pădure. Nu într-o pădure, da? Pe lângă. Nu, pe de marga pădure și o părăsea. Hai, mulțumesc! Hai. Nu sănătate! Mulțumesc, asemenea! Dragi prieteni, uitați-vă și frumusețe și un aer curat. Se vede în depărtare biserica din satul Lupărășe. Am ușul trăim într-un district nou. Nu ieșim soarele, nu ieșim din Lupa Râșa. Apropo, dimineața am vrut să mâncăm niște roșii și am fost amuia și am găsit un stătean aici, mi-a spus că se poate găsa roșii și am cumpărat pe chile și mai ne-am pus răuzași și am ușa să te ducă și să mâncăm. Mergem înainte, așa-i? Da. GPS de amână avem. Mergem. Am dat deja o cruce frumoasă aici. Vreți să ne hrim și să luăm masa. Ia uitați-vă ce am cumpărat noi. 10 lei kilogram, așa e în sat. Da. Dar în Chișinău cât e? Este și cu 10, și cu 8, și cu 15, depinde de soi. Azi la noi mono. Mai scurt, noi am schimbat traseu. Noi cu Ion am înțeles că în călătorie niciodată nu pot să iei un traseu concret, că apar diferite chestii și circumstanțe. Da. Mergem mai scurt până în vate și în vale. De acolo luăm în stânga, da, Ion? Da. Spre Morozeni. De la Morozeni în Breanova, Târzâieni și Clișova. Nu mergem spre Hetlova, că înconjurăm. De acolo din deal nu ne-am greșit. Acolo nu e satul Vatici. Dai tabăra. Și noi mergem amul în spre Orheș, ai? Da. În satul Vatici. Și după aici trecem de Vatici. Plecăm în Morozeni. Morozeni, din Morozeni în Breanova, Târzâieni și Clișova. Când e că ne-am întâlnit cu pădurarul de la tabăra, cum vă numiți? Pedro Negine, vine cu aia. Nu, eu nu, dragi, dă-mă zi. Nu, e ca așa o leacă, nu la. Eu nu spun, eu arătat drumul care-ți spre Vatici. 100. Zile, naturism, turism, în India, pe canalul YouTube. Și uite că am ajuns în satul Vatici, în spatele meu, acolo. Vatici. Mergem în vale acum și ieșim din Vatici și plecăm spre Morozeni. Nu avem ce văzut bune. Avem energie, n-am avut să dau pur și mulea cât prin dor. Și am luat decizia să ne răpărim tot pe mulea într-un iaz. Satul Vatici, da, Ion? Da, Vatici.
că ne-am greșit cu drumul. Da, ne-am greșit cu drumul și am mers cât am mers 3-4 km. Nu, nu, mai puțin. A, da, încolo și înapoi, da, cu 4, 3-4. 3-4 km ne-am mers în drum. E, da, și să faci? Asta e situația, dacă n-avem GPS. Avem dispoziții bune, energie, pur și simplu tâmpele o lăsăt așa. Ne lasă. Faci și disconfortare mare, nu coleac. Da. Ei, dar ce-ți faci? Ai intrat în gel? Ne jucăm. Până la urmă. Până la capăt. Dragi prieteni, plimbându-mi așa prin codrii Moldovei, am ajuns în comună Morozel. Am mers așa destul de bine la deal mult. Cu soare. Și vă spun cinstit că am obosit de loc. Eu o să destul de vesel. Iarăși. Hrana crudă își face efectul. Și e abia un an și jumătate de când suntem cu hrana crudă. Dar organismul se regenerează în totalmente 3-4 ani de zile. În dependență cât de tare eu a fost intoxicat în trecut. 3-4 ani spune doctrina, că după asta am să zburăm. Așa e, Ion? Așa e, așa e. Am zburăm. De grabă să începem să practicăm și călătorim astrale. Și a zburăm în toți universi. Corpul nostru astral. Noi mergem în vale. Iar ar fi un drum. Morozei. După asta mai avem încă două sate și ajungem unde trebuie. Asta nu e rău, tot.
E un fluent al lui. Zene. Da. Fereul tu e șei la altă damă. Așa e nică. Spune cu mergem pe de dreptul, nu mergem așa. E râu. Da. Mergem pe malul lui, poate găsim. Suntem în Clișova. Suntem pe ultima submetru. Proiectul se finisează. Mergem mai departe. Vreau să vă arăt ceva extraordinar de frumos. Mama natură, uitați-vă ce frumusețe. Se voluntui. Sunt niște cocos târci. E extraordinar. Eu mă uit arăt și eu. Bravo! Dragi prieteni, uitați-vă ce frumusețe! Culorile curcubeului, extraordinar! Minunat! Noi ne-am oprit o lecuță pe malul râului Reut și totodată și-l trecem și pe zeul Amon-Ra, care ne dă viață și căldură, lumină, energie, putere. Este Reut, da? Mai avem 2 km și ajungem în Clișova. Ne odihnim 10 minute, tălpile așa parcă unea cu încremenit. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns în Clișova. Ia că intra în sat. Țel în carmane, finish, călătoria noastră la sfârșit. Cât avem vreo 78 km de la Chișinău până aici. Da, aproape 80 km. Două zile, acum e cât e vreo oară nouă, da. Noi ne-am pornit pe la 8 și ceva, da. Iar am mers azi 12 km. 12 ore. 12 ore, cam vreo 30 km. Dar să nu uităm pe hartă precis, da. Să știm. Da. Extraordinar. Normal. Ești mulțumit? Da, e bun. Și este de bine început. Am plecat. Bună seara! Bună seara! Noroc! Noroc! Nu, aici ne-am întâlnit în sat. Noroc! Cum? Normal! Moldova rurală.